Cu ajutorul lui Dumnezeu, iată că sunt din nou în Episcopia Severinului și Strehaie pentru a participa la o altă manifestare culturală de amploare pe care o organizează această episcopie sub îndrumarea înțeleaptă a preasfințitului Părinte Nicodim, și anume simpozionul Mehedinți, istorie, cultură și spiritualitate, a ajuns la cea de-a 10-a ediție. Așadar, este o ediție aniversară la care, ca de obicei, participă multe cadre didactice, profesori și cercetători. Bineînțeles că vor mai fi și alți ierarhi care vor participa la acest simpozion care durează mai multe zile, și mulți viețuitori, preoți și alți cercetători și credincioși din Episcopia Severinului și Strehaie. Este o ediție aniversară pentru care doresc să-l felicit pe preasfințitul Părinte Nicodim. Am și luat parte deja la deschiderea acestui simpozion, în care și preasfinția sa a prezentat câteva referate, atât cu o temă din Sfântul Ioan Gură de Aur, cât și prin evocarea unui monah, unui chip de monah cu viață îmbunătățită, din care cu toții am putut să ne împărtășim din această cunoaștere și să ne bucurăm sufletele. Îi dorim mult succes în desfășurarea acestui simpozion și în tot ceea ce preasfinția sa a organizat în Episcopia Severinului și Strehaie, și dorim de asemenea să-i felicităm și pe colaboratorii preasfinției sale care îl ajută în toate activitățile, atât în cele cu caracter bisericesc, cât și cu caracter cultural și științific.